Dar în primul rând, când am ajuns în Beijing, ploua foarte tare afară, la care antrenorul meu și fostul meu soț, Valeriu Tomescu, zice, Pușa, aici este noroc, ploaia ne aduce noroc. Și am zis, Doamne ajută, eram în mașina oficială care ne ducea în satul olimpic și am zis, Doamne ajută, așa să fie. Nu credeam eu că o să câștig, dar mă așteptam la o medalie olimpică. Am ajuns în satul olimpic cu 3 zile înainte de proba de startul maratonului și seara, bineînțeles că a trebuit să dormim de vreme pentru că ne trezeam la ora 3 dimineața. Pentru proba de maraton, startul fiind la 7, trebuie să mănânci cu 3 ore înainte și după aceea să-ți faci tot programul pe care l-ai înainte. Și după ce am mâncat, am mâncat micul dejun, am plecat... Aveam emoții. Eram în cameră și la un moment dat îi ziceam colegii mele, Lidia Simon, zic, Lidia, nu cred eu că o să fiu eu în prim plan acolo, zic, îmi prind părul, dar nu o să-l prind eu, că nu o să fiu eu în prim plan la televizor. Și mi-am prins niște agrafe și am plecat la cursă. În timpul cursei deja a început să se împice agrafele din păr. Dar n-a mai contat asta, a contat. Eu m-am concentrat pe... Am plecat la startul competiției cu echipa, cu medicul lotului, noi sportivi, adică eu și Lidia Simon, Luminița Talpoș și antrenorii, medicul lotului. Toți am plecat la start... Bineînțeles, știam cine este la startul acestei competiții, alergasem cu aceste atlete, pe unele le-am bătut, altele m-au bătut ele pe mine la unele dintre cele mai mari maratoane din lume și mă așteptam la o medalie, nu aur olimpic. Am luat startul și eu am avut o strategie cu antrenorul înainte de cursa de maraton. Toate sportivele se așteptau ca eu să plec de la începutul cursei, cum făceam în timpul maratonelor mari. Plecam pentru că acolo îmi doream să fac un timp foarte bun. Aici nu mai mă băteam cu timpii, aici mă băteam cu medaliile. Și atunci am schimbat tactica. Și am stat cu plutonul și vroiam să stau, deci tactica noastră era să stau undeva până la 25 de kilometri. Dar în timpul cursei tot mă călcau pe picioare alergătoarele și la un moment dat am zis... Hai să rup puțin din pluton să văd ce face plutonul. Bine, era deja la jumătatea cursei. Și atunci am rupt din pluton și am crezut că una dintre sportive sau mai multe dintre ele vin după mine, ceea ce nu s-a întâmplat. Și după aceea mi-am văzut frumos de cursă. Așteptam tot timpul ca antrenorul să-mi strige de pe margine unde e plutonul secund. Tot timpul a venit până la kilometru 30. La kilometru 30 l-am așteptat din nou și nu s-a mai întâmplat. Și atunci am intrat puțin în panică, că nu știam ce s-a întâmplat cu antrenorul, nu știam cât de departe era plutonul. Și atunci am luat totul pe mine și am zis, trebuie să lupt până la final, să mă concentrez pe cursă și să-mi duc cursa la final și să câștig aurul olimpic. Pentru că am încercat să mă uit în spate, deja erau departe, dar cursa nu se termină la 30 de kilometri, cursa se termină la 42 de kilometri. Ce ați simțit când ați intrat în stadion și v-ați dat seama că e aproape totul? Da, când am intrat în stadion deja știam că sunt câștigătoarea aurului olimpic. Înainte, cu vreo 800 de metri de a intra în stadionul Cuibul de Pasăre, am avut o întoarcere și atunci am văzut unde era plutonul al doilea și restul atletelor. Și aveam un minut și ceva, vreo 300 și ceva de metri de distanță de ele și am zis, ok, nu mă relaxez foarte mult pentru că medalia de aur este după ce treci linia de sosire, dar... Nu mai trăgeam atât de tare încât să fac finish pe stadion, pentru că deja știam că când am intrat în stadionul olimpic și am văzut atâta lume la o oră foarte matinală, era 9:30 dimineața, vă dați seama, și să vezi 90.000 de oameni în stadion, deci nu venea să cred, pur și simplu. În momentul când am intrat în stadion, întindeau mâna, că am intrat undeva așa pe colț în stadion și întindeau mâna să dau palma cu ei, ceea ce am făcut-o și mi-am văzut după aceea de cursă. Bineînțeles, salutam publicul și am trecut linia de sosire câștigând aurul olimpic.